Bun, cine ia, bă, fraților, titlul, da? Zi-mă, Dinamo, Dinamo. Ia-o-zi, ce bagă Horia. Apropo, noi cum a fost bine? La Vitolia la lansare? Cum să fie, a fost un succes total. Da, da, eu am fost și eu, doar atâta vreau să te felicit. Deci ești tare rău de tot. Deci cum ai prezentat, cum te iubește lumea, cum o alegere mega inspirată a celor de la Vitolia Sport și a doamnei Badea, dacă să zic așa, o alegere mega inspirată, că nu e un secret, magazinul aparține familiei Badea, așa, o alegere mega inspirată cu tine, deci ai făcut spectacol la fel ca pe teren, te iubește lumea, eram puțin invidios, am fost puțin invidios că la mine n-a venit nimeni să-mi iau un interviu. Lasă că tu ești foarte bine de număr, Horia. Am fost puțin, m-a întrebat nevastă mea, dar pe tine nu te bagă nimeni în seamă, mă? Și zic, nu înțeleg întrebarea și zice, hai să plecăm. M-ai înțeles? Am stat vreo oră jumate, da. O deschidere fabuloasă, iar tu ai fost senzațional, bravo. Ești cel mai bun, ești the best. M-am simțit ca acasă, în primul rând că magazinul arată foarte bine, arată ca un vestiar. Și cabina de probă e cu duș, adică atât de mișto. Nu arată ca un vestiar. Am înțeles că a fost magazinul este replica la scară mai mică a vestiarului lui Dinamo. Am înțeles, da? Atât ca un vestiar. Da, vestiarul lui Dinamo este replicat, mă rog, cât se poate, cât normal. Se poate. Vestiarul lui Dinamo. Dar aia cu cap, știi, deci te duci să te schimbi, știi că în magazine bănele te schimbi, da? Te duci să te schimbi. Deci îți dai seama ce idee genială au avut cei de la Vitolia, da? Nu știu, cred că doamna Badea a avut ideea, pentru că este doamna Badea e foarte creativă. Chiar e creativă. E cu moda, cu are foarte creativă. Este talent fantastic. La doamna Badea. Și mă auzi? Băi, și când mă uit, da? Intru și zic, bă, nu pot să cred, ce e asta, cu dușuri, cu aia? Păi aici se schimbă, te schimbă tricou. Deci au făcut cabina de probă să arate ca dușurile dintr-un vestiar. N-am văzut în viața mea așa, nici în marile magazine, la Nike, la Adidas, trebuie, deci numai pentru asta, și numai pentru asta trebuie să vă duceți la Vitolia, la Mall Băneasa, să vizitați. Nu mai vorbesc de echipamente și toate frumusețile care sunt acolo. Dar, ți-am zis, asta cu cabina de duș, da, m-a spart, efectiv m-a spart. Da, o idee genială, genială, te simți ca într-un vestiar de fotbal. Da. Și atunci, și pe mine m-am bucurat foarte mult că, uite, am văzut și cățelușii viitorului Dinamo, au venit foarte mulți și mi-a plăcut să vorbesc cu ei și erau interesați și le-am povestit ce înseamnă Dinamo. În toată nebunia aia, eu voiam să le zic, băi, trebuie să fiți drăi, trebuie să fiți câini, trebuie să aveți spiritul în voi și ei săraci stăteau așa și eu aș fi vrut să mai stau de vorbă, dar veneau foarte mulți și am zis, hai să mergem puțin afară și vă explic eu cum stă treaba cu Dinamo. Și a fost foarte, foarte tare. Cum? Da, nu tare. Și lume multă. Lume și, multă, da, da. Câteva sute de persoane, da. Glorii. Am vorbit și cu domn profesor, cu Ion Marin, am vorbit și cu... Da, Burca a fost, o grămadă, Costel Orac. Da, Nea Costel. Ia, uite-l, bă, cum arată. Ia uite, Gianni. Bă, dar ești bun la Dinamo. Sau, pe cuvântul meu, că ar trebui să te ia ăștia director. Uite că o să vorbesc cu Niculescu și cu Voicu. Pe cuvântul meu, da, pe cuvânt. Vorbesc pe cuvânt că te-ai preta ca director sportiv. Băi, mai interesant. Vine la școală la noi la federație la curs. Cum? Trebuie să vină la noi la școală la federație la curs, că acum pe 19 martie începe primul curs de director sportiv din România. Da, știu, că am văzut, da, și am văzut. Cât ține cursul? Cursul ține vreo 5 module, pe parcursul unui an întreg. Dinamo a trimis pe cineva, directorul lor, cel care îndeplinește acum funcția de director sportiv, nu-i fost fotbalist din ce știu, dar e Gabi Tamaș, s-a înscris acolo, sunt 25 de locuri, a fost bătaie pe ele, bătaie, și nu e ieftin cursul. Adică cât e? Cursul este 7.000 de euro de persoană. Wow. Pentru cluburile, pentru 20 de cluburi din România, 16 de Liga 1 și 14 de Liga 2, de Liga 2 este și o subvenție a federației, adică undeva la 20 ceva la sută plătește federația și 70 ceva la sută plătește. 7.000 de euro? 7.000 de euro e cursul, da, iar foștii internaționali își plătesc singuri. Da, și s-au înscris. Bun, hai că l-avem la telefon și pe Costel Orac, unul dintre uriașii jucători ai fotbalului românesc și, bineînțeles, al lui Dinamo, o adevărată glorie. Da? Că știți cum e la noi. Nu există lansare sau eveniment fără puțin scandal, că știi cum e așa în România. Domnul Orac, vă salut! Bună dimineața, vă salut cu respect. Și eu vă salut cu mult respect. Am înțeles că s-a supărat lumea că v-ați dus la lansare la Vitolia. Da, așa se pare. Dar cred
cred că mai supărați ar trebui să fim noi, cei care am participat. Pentru că, în afară de faptul că suntem dinamoviști și am făcut ceva pentru clubul acesta, indiferent de cine a fost condus la... cred că ne-am câștigat dreptul de a lua decizii în ceea ce privește viața noastră și modul în care răspundem sau nu răspundem la invitațiile pe care le primim. Da, povestește-ne puțin contextul, te rog. Vrei să te super dacă spun Costel sau vrei să vorbim cu domnul Horea? Cum dorești? Nu. Doar ne cunoaștem de atâta timp, Horea, așa că nu... Bine, e în regulă. Costel, povestește-le oamenilor puțin contextul, pentru că lumea nu știe despre ce e vorba. Voi ați fost mai multe legende la lansarea magazinului Bitolia Sport, care aparține familiei Badea. Mă rog, magazinul este doamna Badea se ocupă, soțul este Nicolae Badea, iar din ce înțeleg, ați fost atacați virulent la Radio Dinamo, că v-ați plecat, că sunteți slugile lui Badea și așa mai departe, la o chestie foarte frumoasă și, cum să spun, foarte pozitivă, da? Că practic acest magazin promovează Dinamo într-un fel sau altul. Despre asta e vorba. Exact, și nu în ultimul rând, din câte știu eu, domnul Badea este încă acționar la Dinamo. Da, exact. Da. Exact. Deci, pe mine m-a... Pe mine, acum vorbesc în numele lui, n-aș vrea să vorbesc și numele colegilor, dar sunt convins că și gândesc la fel. Da. M-a deranjat faptul că domnul Ionuț Zainea, cel care a postat acel articol, a lăsat de înțeles că, așa cum ai spus și tu, noi am mers acolo la această lansare ca niște slugi la curtea sultanului, ceva de genul ăsta, cam așa a fost expresia. Sultanul fiind Badea. Exact. Da. Exact. E sultan, că îi place pe la Istanbul. Mai merge pe la Istanbul, așa că îi place. Da, din păcate merge ca să se trateze pentru sănătatea, care e destul de șubătă, domnului. Exact, nu merge de plăcere, așa e. Exact. De ce spun că m-a deranjat? Pentru că... Nu, ar fi trebuit să scrie, dacă era domnul inspirat, beizadelele sultanului. Da. Mă rog. M-a deranjat pentru că lucrurile nu stau nici de cum așa. Și mi se pare un lucru normal ca să răspundem la invitații pe care am primit-o din partea domnului Badea, deoarece marea majoritate dintre cei care am fost prezenți acolo am lucrat cu domnul Badea. Domnul Badea este un om care a respectat și respectă întotdeauna și acum, la ora actuală, fosti jucători, indiferent de generația din care am făcut parte, ba mai mult, în situațiile total nefericite pe care unii dintre colegii noștri le-au avut și au avut nevoie de ajutor financiar, domnul Badea a răspuns pozitiv de fiecare dată. Și așa cum noi respectăm pe domnul Badea, nu înseamnă că nu respectăm și actuala conducere. Mă refer la domnul Voicu și la domnul Nicolescu, cei care mai ales că mai ales cum ai spus foarte bine, că Badea este acționar în Dinamo în continuare. Nu e ca și cum v-ați fi dus la inaugurarea magazinului lui Gigi Becali. Exact. Și am dorit ca suporterul să știe conjunctura și să știe care este poziția noastră. Pentru că cred că marea majoritate sunt conștienți de faptul că noi suntem și am fost tot timpul alături de actuala echipă care este în Liga 1. Am suferit alături de echipă, alături de suporteri și ne-am bucurat, mai ales în ultima perioadă din fericire când echipa câștigă. Mai mult de atât, am fost prezenți la toate jocurile care s-au disputat, fie pe arena națională, fie pe Arcul de Triumf și nu văd de unde și până unde s-a ajuns ca să fim tratați la modul acesta. Nu, de unde până unde s-a ajuns ca, de exemplu, Costel Orac să fie numit antidinamovist? Da. Practic ați fost făcut trădător. Cam asta e de fapt ideea. Da. Îmi pare rău că s-a ajuns la asemenea lucruri. Pe noi nu ne... atât, cel puțin pe mine, și repet, sper că și, adică sunt convins că și colegii mei gândesc la fel. Noi am fost totdeauna și suntem în continuare alături de echipă, așa cum am mai spus, de echipa din Liga 1. Și vom continua să fim prezenți alături de ei la toate jocurile la care vom fi invitați, pentru că și aici, la această acțiune, am răspuns unei invitații.
și nu am mers așa de dragul, știu eu, de a apărea. Adică tu te simți trădător? Te simți că ai trădat Dinamo, că ai mers la această lansare? Păi dacă și eu sunt trădător sau și ceilalți colegii ai mei, atunci cine mai e sincer în ceea ce, în acțiunile pe care le întreprinde? Asta este, din păcate nu. Însă să știi că, Horia, și trebuie să spun și treaba asta, între timp am avut o discuție, l-am sunat pe Elias, l-am rugat să-mi dea numărul de telefon a domnului care a scris acest articol, Ionuț Zaina, și am purtat o discuție cu el. Și motivația a fost faptul că n-a știut că am fost și noi acolo și că nici pe un caz n-a vrut să ne jignească și că... A dat înapoi, din ce înțeleg. Da. Eu am vrut să... i-am spus dacă într-adevăr așa este, eu părerea mea că ai făcut o greșeală. Și tocmai de aceea trebuie să revizuiești poziția și să explici mai concret ce ai vrut să spui. Pentru Costel, că... de aia Dinamo e unde, pentru că nu sunteți uniți, pentru că există această ură, există acest băgat bățul prin gard, există, sunteți toți, uite Rapidul dacă s-a unit. Luați și voi exemplu de la Rapid. Rapidul s-a unit, conducere, antrenor, jucători, galerie, patroni, investitori, tu îi vezi că s-au unit? Ăsta este, lumea nu înțelege, vă spun eu, Horia Ivanović, vă spun astăzi, cu ochii cât cepele, da, după emisiuni maraton pe la prima, sâmbătă și duminică, că azi noapte m-am culcat la 2 și la 7:30 m-am trezit să vin la emisiune. Eu vă spun... Horia, este de ce am fost băgați și noi în această oală. Și nu, da. Noi mă refer la... La mine, la colegii mei din toate generațiile, care oricum ar fi, noi am fost și vom fi în continuare alături de această echipă, sigur că de actualul Dinamo. Noastre. Nu suntem, nu o să fiți voi, cum să spun, să țineți, de exemplu, cu Dinamo al lui Badea. Sunt convins de asta. Voi țineți cu acest Dinamo. Da, am mai declarat-o și cu alte ocazii, atât eu și cât și colegii mei, că noi considerăm că Dinamo, continuatoarea lui Dinamo, este actuala echipă din Liga 1. Da. Mai mult de atât, ce să spui mai mult de atât? Exact. Adică, exact. Asta doar atât vreau să spun. Marele secret al Rapidului, pe care probabil unii nu-l înțeleg, este Costel, s-a unit. Eu sper închipuiesc Dinamo unită. Închipuiesc Dinamo unită, patronii, galeria, jucătorii, gloriile. Închipuiesc ce forță sunteți, ce forță ați fi. Dar la voi e dezbinare, Costel, e dezbinare. Eu sper că cu toții vom reuși, toți cei care iubim acest club, vom reuși să depășim acest moment, ca echipa să iasă din situația în care este la ora actuală, o situație nedorită, să nu ajungem din nou, Doamne ferește, să retrogradăm, și avem speranțe foarte mari, ținând cont de rezultatele și de jocul din ultima perioadă, și ușor, ușor lucrurile să se regleze, să ajungem, așa cum ai spus și tu, Horia, să fim cu toții înhămați la aceeași căruță, cum se spune, pentru ca lucrurile să meargă bine, indiferent de cine va fi la conducerea clubului, și Dinamo să redevină ceea ce a însemnat o echipă importantă în fotbalul românesc. Pentru că altfel, așa cum ai spus și tu, lucrurile se pot degenera. Da. Dar de ce totuși răutatea asta? De ce totuși răutatea asta? Nu știu să spun, dar de ce răutatea asta vis-a-vis de noi, de foști jucători? Asta nu înțeleg. În principal. Pentru că noi nu suntem implicați sub niciun fel în acționarat sau în alte situații. Nu avem cum să zic așa, să deranjăm. Ba mai mult, așa cum am mai spus și o să o repet de câte ori este nevoie, am fost de la început și suntem alături de actuala echipă, chiar dacă în unele momente, sigur că în momentul când lucrurile nu mergeau, rezultatele nu erau și echipa nu câștiga puncte, am mai fost critici, dar am criticat strict pe partea sportivă, cu ideea de a trage un semnal de alarmă și în niciun caz de a dezvina. Da, da, da. Ce, Elias ce mai zicea? Adică sunt convins că înțelege, știu că e un tipisteț. Elias a rămas și el surprins, nu știa de articol, așa cel puțin așa mi-a spus, și mi-a trimis numărul lui ăsta, Ionuț Badea, Ionuț Zaina, cel care a scris articolul, și așa cum s-a spus, am discutat cu el. Am fost curios am înțeles. Ce despre ce e vorba, și
l-a promis că va fi mult mai atent în momentul în care vor mai... Gianni, de ce e dezbinarea asta? Ce aveți, bă, frate? Eu am vorbit cu Nea Costel, am vorbit ieri la telefon. Exact. Sunt la fel de supărat, doar că eu nu vreau să intru în conflict, pentru că la mine reacțiile sunt și mai rele față de Nea Costel sau față... rețelele de socializare. Adică? Dar... Adică ce, alea... se înjură lumea? Înjurături de alea urâte. Pe tine? De ce? Pe mine, da. Că e sluga lui Badea? Da, că sunt trădător, că sunt sluga lui Badea, că nu știu nu ce. Nu cred așa ceva. Ba da, ba da, ba da. Ce aveți, mă, fraților? M-au afectat. Bă, o lansare de ascultă-mă, magazin. Ascultă-mă, da, m-au afectat, dar odată, cum îi spuneam și lui Nea Costel, Nea Costel, hai să luăm lumea din ziua de azi, pentru că sunt foarte răi oameni din ziua de azi. Tu, dacă îmi spuneai mie, Gianni, vreau să promovezi echipamentul lui Dinamo, în secunda 2 ce am dat Horia. Eu doar promovez culorile clubului, cum am făcut-o toată viața. Și stai, ca jucător. E un magazin care promovează într-un fel sau altul Dinamo în final. Nu mă interesează ce conflicte sunt. Da. Eu promovez echipamentul lui Dinamo, cum am promovat-o din teren. Adică al echipei tale iubite. Cum am promovat-o din teren, cum mi-am reprezentat în teren și mi umpleau frigiderul. Când ieșeam, știți foarte bine, da, la Steaua, la Rapid și toată viața așa, așa și după ce m-am lăsat de fotbal, tot la fel o să fie, promovez în continuare și dintr-o dată, pentru un anumit conflict, aud răutăți și, și jigniri. Ai devenit trădător. Ai devenit dintr-o dată că promovezi Cătălin Hâldan și echipamentul lui Dinamo. Nu contează cine îl face. Da. De ce atâta răutate? Deci ai devenit trădător. Dintr-o dată am devenit trădător. Nu pentru toți, să nu generalizăm. Da, dar, sunt unii care efectiv... Nu, cu asta se hrănesc. Cu asta se hrănesc, sunt unii care n-au ce să caute să vorbească de Dinamo. Da. Nu au, și scriu despre Dinamo hate, și despre noi. Hate, Costel, Costel, hate, din păcate. Da, ideea este că bă, trebuie să scăpăm de asemenea specimene, să zic așa, pentru că nici într-un caz nu fac bine clubului. Da. Apropo, cum a fost la lansarea magazinului? A fost frumos. A fost frumos. Sigur că pentru noi care suntem mai de generație veche, să spun așa, a fost o noutate, pentru că știi fi bine că pe vremea noastră nu existau asemenea promovări și sigur că, așa cum am mai spus, indiferent cine ne va invita, atâta timp cât va fi vorba de Dinamo, dacă putem și suntem, și asta o răspundem întotdeauna prezent la orice, să zic așa, lansare sau orice alt eveniment în care mai trebuie ales, să promova Dinamo. Mai ales pentru un om cum e Nicolae Badea, exact. nu doar un dinamovist pur sânge, pentru că Badea e un dinamovist pur sânge și a dovedit și concret, nu doar bla 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 cum fac toți pe la televizor, așa, dar este și un om de o calitate fantastică și un om care a ajutat pe toți aflați la Nanghe de la Dinamo, pe toți. De la Cornel Dinu până la, cred, domnul Orac, eu știu, zeci de foși mari. Știu foarte bine că la un moment dat a făcut și la un fel de rentă viageră pentru anumiți jucători din generația. Nu, n-am știut asta. A făcut și lucrul acesta, îi spun eu. A făcut rentă? Adică dădea niște bani pentru jucătorii din vechea generație? Da. Deci dădea din buzunar o rentă viageră? Din partea clubului, în momentul când era la, așa bănuiesc, dar era și dânsul și Cristi Borcea și celălalt care erau în condițiile așa se întâmplă, dăm în valori, mereu dăm în valori. Da. Bine, mulțumesc mult, domnul Orac, pentru preciză. Eu mulțumesc că mi-ai dat prilejul să lămurim. Cu mare drag, oricând, cu mare plăcere și vă mai sunăm, poate mai vorbim și de Dinamo. Că cu drag, uite. Cu drag. Da. Sănătate, emisiune plăcută. Da. Cum a fost, ți-am zis de lansarea, am văzut lume multă, mi-au plăcut mult tricourile. Știi cine m-a spart, nu? Tricoul ăla cu câinii cu ochelari. Nu cu ochelari. Da, sunt mișto. Da, deci tare rău de tot. Sunt mișto. Cum ți se par tricourile? Foarte bune, sunt de calitate și în primul rând îl ai acolo, îl ai fizic. Dacă vrei să te duci să-ți cumperi ceva cu aceste culori, te-ai dus la mall, bă, n-asta ți-ai cumpărat tricoul pe care îl vrei. Cine? Te-ai dus, ți-ai luat? Și gata. Da. Subiect închis. În sfârșit ai de unde să-ți iei într-un mod frumos, civilizat. Se și online, dar e mai bine să te duci în vestiarul lui Dinamo. E mai bine să te duci să probezi din cabina aia cu duș. Lui Dinamo, da. Frumoasă lansare. Da, frumos. Frumoasă lansare. Bun.